Următoarea toamna piteșteană a ajuns la ediția cu numărul 9. Târgul va avea loc în perioada 10-19 octombrie și se va organiza, ca de obicei, în piața Vasile Milea. Primarul Tudor Pendiuc și-a exprimat speranța ca vremea să fie frumoasă de această dată, astfel încât producătorii să-și poată valorifica produsele. Ne-ar face mare plăcere și ar fi util și pentru dumnealor, pentru producători, pentru procesatori și, de ce nu, și pentru comercianți, să vină să-și desfacă produsele în piața Vasile Milea. Să nu-mi spuneți, să nu mă întrebați cât spațiu este alocat. Tot centrul Piteștiului. Din piața Vasile Milea până în piața primăriei. Și a spune, dă Doamne, să vină atâția comerciați încât să umplem acest spațiu. Prețurile vor fi ca și anul trecut. De fapt, tarifele vor fi ca și anul trecut. 2 lei pe metru pătrat pe zi, în general, și un leu pe metru pătrat pe zi pentru comercianții, pentru producătorii, pentru procesatorii din zona metropolitană. Bineînțeles, vor exista și terasele amenajate care vor oferi vizitatorilor produse tradiționale toamnei. Pe scena din piața Vasile Milea se vor desfășura spectacole menite să întrețină atmosfera de sărbătoare.